Îi se închid ușile, uitam la Valentin cum face ochii aia când încearcă să citească ceva, cred că sigur are nevoie de ochelari, dar oare o avea și nu-i poartă? Nu înțeleg, că mereu l-am văzut atunci când încearcă să citească ceva, că are privirea asta. I-am văzut că era ok acum, că vorbeau relaxați, zâmbeau, chiar păreau ok acum spre final. Cred că sunt doar foarte obosiți. În schimb, când s-au închis ușile, uitați și-au luat la revedere, Raluca a trecut pe lângă Alex ca și cum nu ar fi existat și s-a dus direct în baia fetelor. Alex se uita un pic după ea, nu știa ce să facă și la un moment dat a ieșit și el pe ușă și s-a dus către baia fetelor. E o problemă acolo, nu-mi dau seama de la ce. Deni cu Fiorel era ok, cred că. A, Deni, Fiorel și Inga cu Andrei, cred că au fost singurii relaxați în această seară. În rest, pe toți am văzut așa un pic, nu știu, cred că sunt foarte obosiți, că toți spuneau că nu au dormit și că sunt extrem de obosiți, irascibili și așa mai departe. Sper să nu-și pună amprenta pe ei toate discuțiile acestea, pentru că, până la urmă, nu le sunt de niciun folos și nu îi ajută niciun fel. Sper să, nu știu, să se scuture un pic și să-și vadă fiecare de relația lui și să înceteze cu toate tâmpeniile astea, cu scandalul și așa mai departe, pentru că îi vor afecta pe ei ca și caracter, ca și personalitate. Valentin spunea că nu s-a certat în 25 de ani câte discuții a avut în astea 2 luni în casă. Deci ar trebui să pună stop tot.